Bun găsit, oameni buni, într-un episod din Copii contra Părinți, unde Mădălina și mama ei sunt la cuțite încleștate din cauza iubiților lor. Și mă rog, dacă n-ai văzut celelalte episoade, ai acolo în descriere link cu playlist-ul ca să, da? Hai să trecem la treabă, să vedem cum le împacă doamna Irina. Ceea ce nu s-a spus a rămas nerostit. Pentru că n-am îndrăznit, pentru că n-am știut, pentru că am evitat, pentru că am crezut asta că așa tot e mai așa bine. Ăla-i singurul lui tricou. Că principala problemă. Schimbă-ți, mă, omule, hainele, zi tu sincer că eu mai înțeleg pe ea, că și eu am 10 tricouri negre toate la fel. Nu-ți dai seama dacă por la fel sau m-am schimbat. De asta pun părul că n-are 10 tricouri gri cu dungi negre pe la subbraț toate la fel. Dă-mi pace. E relația Puți, pe mă, omule, schimbă-te. Fiecare are cu altcineva. Nu, pe mine cineva. Nu mă deranja dacă îmi spunea dinainte sau mi-l prezentă. Nici pe mine nu mă deranja dacă îmi spune și tu dinainte. Oh. Oh. Tu i-ai spus despre Valeriu? Păi n-am avut timp. Oh. Da, n-am avut timp, doamnă. N-am avut timp pentru că eu m-am ocupat de casă, m-am ocupat... Ăia nu mai au mâncare în casa de 2 săptămâni. Pe cine minți, cu coană? De mâncare, m-am ocupat de serviciu. Mai puțin de mine. Ce serviciu, că n-ai niciun serviciu? Că nu s-a ocupat de mine, e prea preocupată, se vede că acest Valeriu, acest din Valeriu. Stai, ce înseamnă nu se ocupă de mine? Nu mai vorbește cu mine, nu mai ne spunem problemele una alteia, nu mai există comunicare între noi. Asta e ceva, da? Dar la ce altceva voia să se refere doamna Super Nanny? Se schimbe pampersul, să-i facă duș, ce era, că are o vârstă. Voia doar să comunice cu mama ei. Ea nu-i mai luați apărarea cu coanei din dreapta și haideți să fim aici împreună, că de asta ne-am adunat. E comunicare. Asta înseamnă că nu se mai ocupă de tine? Da, nu mai dă atenție deloc. Elena, consider, din punctul tău de vedere, că ultima vreme te-ai ocupat de casă și te-ai ocupat de Mădălina, exact așa cum te ocupai și înainte. Dacă zici de... Mai puțin de Mădălina, recunosc. Frumos! Mădălina, frumos! Cum te-ai simțit în perioada asta? Că despre asta mi-ai spus clar că n-ai... Ca o cârpă, doamnă. Deci am văzut câini uitați în ploaie afară, care se simțeau mai bine decât mine. Propria mamă să mă lase pentru un pitic cu mustață? Asta e viață. Ai vorbit cu mama ta? M-a zis foarte rău că nu încerc, nu mai băga în seama, mă simțeam animale. În această perioadă l-ai întâlnit pe Andrei. Da. Care ce reprezintă pentru tine? Nu știu, țin la el. E mai apropiată de Andrei decât de mine. Auzi că nu știu, țin la el, ăsta e aici lângă ea, tu așa vorbești. Zic că-l iubești. Chiar dacă ar trebui să se tundă totuși. Măi, Andrei. Îți furnizează ce? Bucurie? Da. Te simți bine în preajma lui? Simți că îți dă atenție? Da. Îți face complimente? Da. Se interesează de ce faci tu, de cum îți merge, cum te simți? Da, vorbim. Cu alte cuvinte, Andrei îți dă atenția pe care... Mama nu ne dă. Poate să fie și un abandon emoțional. Dar stai un pic, că aici e o problemă, astea două. Dacă se împacă, ăla rămâne singur pe drum, rămâne fără iubita Andrei. Ce ne facem, fetelor? Scrieți în comentarii, cui rămâne Andrei? Eu nu mă comic cu el, să fie clar. Neapărat fizic. Da, Elena? Consider că e normal să aibă un prieten la vârsta ei? Da. Consider, da. Vreau să știu și eu. Că și eu am avut... Am avut câțiva, doamnă, nu mulți, deci maxim 30, că după aia deci mi s-a tânat paginile din oracol și n-am mai... Asta mi se pare absolut îndreptățit. Consider că mama are dreptul să aibă un prieten? Nu ți se pare normal? E o vârstă până la... Sau bine, hai, treacă de la mine. Dar să-și epileze, doamnă, ratonul ăla de pe față, că uitați-vă cum arată. Zici că-i fineați după 7 ani în vas lui. Deci să se ocupe de tine. Și să nu mai facă nimic altceva. Da. Faptul că Elena a divorțat, alo? Asta nu înseamnă că trebuie să... Alo, domnul Piticu, dar pentru noastră cine v-a întrebat? Și îngroape viața. Nu știu de ce te gaști. Pentru că el mi-a dat foarte mult curaj. A, e părerea în fața mea. Dar tatăl tău are pe cineva? Eu din câte știu nu. Dar ai fi de acord? Nu. Cum nu sunt de acord? Hey, măcar e la fel de nedreaptă cu amândoi. Cu el nu sunt de acord nici cu tata. Deci ești categorică. Părinții tăi trebuie să fie sfinți. Da. Dar tu ești sfântă? Da. Și n-am avut niciun prieten până acum. Așa. Dă-i, până... Man. Și acum ai adus direct în casă. Tu de ce mi-ai adus în casă? Dar nu e problemă. Păi da, dar ea va mai... Gen, la vârsta...
E, în fine. Problema ta sunt da, e problema mea, nu vreau să vă facem să de la capăt, te rog frumos. Intenția noastră n-a fost să mergem, eu doar o conduceam acasă. Așa? Intenția noastră era să ne căsătorim, numai că încă nu i-au zis. Noi ne-am întâlnit cu meditatoarea, mm-hmm. care ne-a spus despre... Doamna meditatoare, că nu v-ați tras de șireturi. S-a umflat și cu exact. Nu vreau, în fața lui nu și fac. Și atunci Elena m-a rugat să mergem împreună, să vedem ce se întâmplă. Valeriu, când ai venit și ai cunoscut-o pe Mădălina în situație... Nu ți-a fost rușine cu mustața aia să te întâlnești cu o domnișoară din asta? Nu crezi că se sperie și ea că e tânără, e slabă de inimă? Asta mai puțin plăcută. Ai intervenit în discuție? Nu, eu nu am intervenit. Ba da, ai zis că de ce sunt cu el, îi ziceai lui mama. Nu, Mădălina, spune și eu vorba așa. Nu prea s-a băgat. Dar ce se întâmplă? Liniștiți-vă. Am fost cu bun simț. Sincer, acum noi ne-am tot luat, adică voi, că eu, că eu sunt luat țăran, dar țăran în sensul că dobitoc, nu. Dar eu m-am luat de el așa, nu-mi place mustața aia, că în rest... Bine, nici în rest nu-mi place de... Da, nu, e pare băiat ok, un dom ok. Ăsta e ceva frumos, la modul civilizat ți-a vorbit. Ești că nu trebuia nu, să vorbim, tu nu ai, l-ai găsit pe el în pat cum te-am găsit eu cu el în pat. Faptul că i-ai găsit în pat. Păi i-ați găsit în pat, doamnă, că să faceți bine să cumpărați scaune, că era mai comod acolo decât să ascultau muzica. Irina, nu accept să mi-aducă pe cineva în casă și să nu mi-l prezint. Deci e putea să fac orice cu băi. Bă, da, să mi-l prezintă. Puteau să meargă în Las Vegas, să spargă bănci. Băi, dar să mi-l prezintă. Puteau să meargă să fură tablouri de 17.000 de dolari. Băi, dar să mi-l prezintă. Asta mi se pare copil. Nu se compară cu mine că sunt matur. Dar uită-te la mine, vorba aia. Ea nu se poate apăra. Ea nu se poate apăra. Ea e un copil fără minte acum la vârsta asta. Lăsați, doamnă, că și dumneavoastră sunteți... Adică doar că, na, ca timp, că ați îmbătrânit și ăsta, dar nu vă garantează locul în autobuz, adică... Are 18 ani. Bun, tu dacă ai fi fost părinte, tată, de fată, și ai fi văzut chestia asta... Aș fi reacționat cam la fel. Cam la fel. Bravo. Deci, bă, băiat deștept, se pune bine cu soacra. Bravo, bravo, Andreiuțu, nu degeaba e la facultate, mai băiatul ăsta. Spui acum ceva ce n-ai reușit să-i spui atunci, pentru că a fost totul mult prea surprinzător și neașteptat. Da, îmi pare rău de felul în care ne-am cunoscut. Așa, și ce-ți dorești? Să... Asta e mândră, că știe că la intră pe sub piele. Îmi conciliem situația în care am intrat. Adică să dăm stop și de la capăt. Exact. Și să facem cunoștință altfel. Bă, băia bun, și-a găsit un alt drălău de treabă. Poți să spui cum te cheamă, câți ani ai și ce faci, ca să știe și Elena? Da, mă numesc Andrei. Și mai cum Andrei? Trandafir Andrei. Bun. Am 19 ani, sunt la facultate. Și îți place foarte tare? De Mădălina. Mădălina. Bun. Acum, Valeriu, că ne-am cunoscut într-o conjunctură identică. Haideți, prezentați-vă și dumneavoastră. Mădălina. Mă numesc Valeriu. Așa? Marin, am 45 de ani. Haideți, domnul Valeriu, nu mințiți! Ați căzut vreo 15 de acolo, este? Înainte. Mulțumesc. Și am cunoscut-o pe Elena într-o conjunctură în care ea era foarte tristă. Pe Facebook, ce să mai, în grupul ăla cu că se uită la berze împreună la live-uri, la terminați cu astea, că... Aș putea spune că acum, dacă tot ne-am cunoscut, o să încercăm în așa fel încât să facem relația noastră, să nu mai vezi suferă vomită. Mădălina. Okay. Vezi că vomită, mama Mădălina! Mama e să se ocupa și de ea la fel de bine ca și înainte. Mama să se ocupe de ea la fel de bine ca și de mine. Deci vă zic, face un tiramisu. Reveniți. Doare, vă mulțumesc. Mie chiar îmi plac acești domni, pe care îi consider bine crescuți, politicoși și animați cele mai bune intenții fetelor. Voi aveți o problemă, ei nu. Și cred că de aici da. Trebuie să pornim. De acord? Băieți, vă băgați? Ok? Băi, s-au băgat, deci... Mă rog, da. Da. Fetele ce spun? Să spunem că jumătate sunt mulțumită că și eu un sfert a vorbit în... Nu, lasă de la ea de la școală. Deci sunt de acord în totalitate. Tu 50%, tu 25%. Nici 25%. Nici 25%. Ea a crezut că un sfert e 25%. Măi, lasă-mă pe meditatoarea aia să mai vină să te ajute un pic. E, atunci vă doresc succes. Le doresc succes domnilor că poate vor să scape de niște probleme la care nu s-a așteptau. Pentru că relația voastră... Ea avea fața aia de cine mă iubește, mă iubește așa cum sunt. Eu nu trebuie să mulțumesc pe nimeni. Tensionată, știți ce face?
exportă tensiune în relația fiecăreia cu prietenul ei. Și ai despărțit pe mama de el. Și mama ce te-a despărțit pe tine de prietenul tău? E, nu prea are. Dragilor, domnilor, aveți grijă cu cine vă întâlniți. Aviz amatorilor. Na, mai, ce mai situație? Concluzia Irinei Petre este cât se poate de clară. Să vedem dacă Elena și Mădălina vor reuși să își calce fiecare pe mândrie și să facă un compromis. Eu nu știu dacă lasă careva de la... Faptul că rămâne peste noapte la Elena nu este însă cu siguranță un început clar bun. Clar n-ajută! Mai are mult cafea? Nu, no, imediat e gata. Hai că abia aștept să beau cafea. În sfârșit are alte haine. Dar tot blugea să-mi bag picioarele. Vede că merge pe motocicletă, că stă așa crăcănat. Le-am făcut că acum se scoale Regina și iar îmi reproșează că o neglijez, că alea. Ia, este așa. Bună dimineața. Tu cine ești? Bună dimineața. Bună dimineața, Regina, nu mama. Ia, uite. Și tu așa te plimbi prin fața lui iubii meu? Păi tu vrei să facă cu inima la 45 de ani? Abia l-am obișnuit cu mine, cu... Că na, după o vârstă nu mai poți să... Nici fitness-ul nu te mai ajută chiar așa. E normal, e normal. Eu mă uit la mine, fetelor. Deci mă uit la mine. Și atunci vii să-i faci în ciudă cu tinerețea ta, măi, rușine? Rușine, Mădălina. Prințesa lui mama, hai. Nici o prințesă nu m-a mai îndulcit după mine cu asta. Hai, Mădălina, încheie, da? Beau cafea? Hai să... Nu, eu nu beau cafea. Eu nu beau cu pitici, în primul rând, da? Bine, hai să mănânci niște sandvișuri. Nici sandvișuri nu vreau. Hai, te rogă, mami, frumos, gata. Hai să... Nici o mami, nici un... Deci eu nu mănânc sandvișuri când e asta la mine în casă. Pun părul că mi l-o scuipat. Ce fac? Eu mănânc sandvișul cu salivă de pitic? Frumos, hai. Ce faci tu aici? Mi-ai adus pomul ăsta aici ca să... Ne lasă păr, doamne! Ne lasă păr de la mustață fritată că... A rămas urmă după el ca Hansel și Gretel. Oleu, că mi-e rău. Ca să... Nu cred că nu mai ori la numele astea, da? De la capăt, mamă. Yeah. O luăm? Hai, nu mai fi atât de rea, da? Și termină cu tonul ăsta, mamă. Hai. Uite, ia și mănâncă, te rog frumos. Hai. Yeah. Stai atentă să nu te tai. Da. Mariza, da, e foarte bună. Wow. Doamne, dă-te de aici. Ia, uite-te la... Mănâncă, hai, mă, că ești nesimțită. Eu mâncam numai salam de Sibiu. Chiar nu vrei să încetezi? Care salam de Sibiu, dragă? Asta ce are? Da, că salamul de Sibiu e o specialitate de nebunie, de o diferență. Mă termină, că salam de Sibiu, că pare... Mă rog, poate din punct de vedere a chimicalelor. Mie, sincer, mai bine mi-alunecă un parizer din ăla așa bunicel cu o franzelă proaspătă decât un salam, dar sigur. Ce are? Parizer! Parizer, da! Să mănânci tu. E criză, tu n-ai aflat? Ești chiar nesimțit. Nu va fi criză la tine acasă. Te rog frumos să te comporți frumos cu el, da? Băi, chiar nesimțit, acum sincer. Parcă a fost vorba atunci când te-ai putut să ne înțelegi. Deci, domnul freză de sonic, vă rugăm să nu vă băgați, că... Toți bărbații ar suporta sau m-ar suporta să mă vadă pe ușa, chiar n-au să ne certăm. Până au să iasă pe ușa. Cum să iasă, dragă, pe ușa? Așa am eu chef. Așa am eu chef. Da, a venit în casa ta? Da, e și casa mea. De eu nu știu, mie rușine, Valeriu... Nu începe bine. Valeriu, mie jenă de tine, de comportamentul ei. Nu știu, i-am dat educație frumoasă, dar s-a tâmpit la cap, nu știu, s-a... Educație frumoasă, mă rog. În acest context, vizita Irinei Petrea este cât se poate de oportună. Nu te mai aud că zici deocamdată n-ai să faci. Trebuie să vină jandar, mi s-o scoată pe asta din casă la ce nervoasă e. Bună dimineața! A început minunat. Foarte bine a început. Iar am luat-o de coadă, de unde am lăsat-o. Deloc nu vreau să ne înțelegem. Nici bine nu m-am trezit și-l văd pe domnul ăsta aici, deci mi s-a făcut rău. Măcar de era mai frumos. Adică un Brad Pitt, un nu știu ce, adică altfel te trezești. După discuția de ieri, credeam că o să încercăm să ne înțelegem, să poate să formăm o familie. După discuția aia furtunoasă, te vrei să te înțelegi cu mine? Cine știe, poate. Vai. Ce orgoloasă ești. Tu oricum ești hotărâtă să nu te înțelegi cu nimeni. Da. Cu el. Cu el. Și dacă ar fi altcineva? Da, asta vreau să întreb și eu. Nu, cu nimeni. Deci, practic, e cu măza, de fapt, că deci e cu măza are treaba. Ca ceva personal cu mine sau...? Nu, ai făcut un mare tantam. Eu n-am făcut niciun tantam. El! Bățătul, provostul de una. Ai, eu... Mamă! Mamă, te iai cu mine în gură la mine în casă? Tu știi cine-i tata? Nu mai ieși tu. Stai un pic, hai că ne vă reproșați într-una niște lucruri pe care eu chiar nu le înțeleg. Pe tine, de fapt, te deranjează, nu Valeriu ca persoană. Te deranjează oricine ar fi aici. Da. Poate ar trebui să-i datorezi niște scuze. Că nu te deranjează. Da, pentru că nu te deranjează el ca persoană. Tu ai ceva cu mama ta, nu cu el ca persoană.
Asta am zis și acum 5 minute. Deci mie mi se pare, pe bune, de ce nu mă angajează și pe mine? Că eu fac două chestii, și reacție și fac și pe supernănie. Adică e 2 la preț de 1. Aș fi, deci iau salariul mai mic decât Irina Petra. Nu mă deranjează, deci spăl și WC-uri dacă e. Deci domnii de la, da? Am și cu el, pe cum vine Tamnes să mâncase aici? Păi, el n-a venit din Tamnes, din cât am înțeles, a venit invitat. Păi da, dacă mama e cu capul, păi am da, sunt ei trebuie ei bărbați la 50 de ani. Vezi că problema nu e între tine și ea. Dar își dreptul femeia să fie fericită, adică sincer, na. Și tine. Irina nu vrea să accepte nimic, nu vrea să accepte, vrea să mă călugăresc, vrea să nu vadă pe nimeni, vrea să mă vadă singură, vrea să mă vadă că ești lugăresc. De ce crezi că vrea să te vadă singură? De ce? Să sufere, să doară, că-i rea, îi haină. M-am despărțit de soțul meu, de tatăl ei și care a înșelat-o? Nu poate să accepte pe altcineva. Bine, haideți că ne oprim aici cu tot scandalul și nu știu ce rămâne. Data viitoare să vedem cum o împacă Super Nanny, cu ce merge să o mituiască. Îi dă turtă dulce sau gogoș? Vedem data viitoare în următorul episod.